Mă bucur să fiu împreună cu voi la această întâlnire cu o temă, spun eu, actuală, o temă foarte sensibilă și cred că foarte necesară. Inima tânărului în era digitală. Cred că nu spun o noutate, nu spun ceva ieșit din comun, că vremea pe care noi o trăim este numită era digitală. Și ca să vă asigur că nu greșesc când fac această afirmație, vreau să cooperați cu mine la un exercițiu. Vă asigur că nimeni nu o să vă trag la socoteală pentru gestul pe care vreau să vi-l cer să-l faceți și nu va fi folosit împotriva voastră. Vreau să ridicați toți care aveți telefonul cu voi în această zi, aici, în sala asta. Eu l-am ridicat primul. Nu mâna. Vă rog să ridicați telefonul. Este cineva care vine la biserică dintre voi și lasă telefonul în mașină? 1, 2, 3. Dacă v-aș întreba în această după masă, de când a început întâlnirea de la ora 3, este ora 5 fără un sfert, de câte ori v-ați uitat la telefon? Sunt convins că de mai multe ori. Eu însumi m-am uitat de mai multe ori la telefon și vreau să vă spun că întotdeauna când vin la biserică am telefonul cu mine. Chiar dacă sună nespiritual, dar o să vedeți că telefonul sau device-ul pe care noi îl avem poate fi un instrument prin care noi îl folosim pentru a avea o închinare plăcută, ordonată și pentru a face toate lucrurile într-o manieră care să-L onoreze pe Dumnezeu. Alături de versetul pe care frații l-au ales pentru conferința aceasta, din Proverbe 4:23, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții, aș vrea să mai adaug două versete care într-un fel încadrează tema pe care vreau să o prezint înaintea voastră în această după-masă. Primul verset este din Fapte 13:36, și spune despre David că după ce a slujit în generația lui după planul lui Dumnezeu, fiecare dintre noi ne naștem într-o anumită generație și generația în care ne naștem noi este generația în care Dumnezeu vrea să ne folosească. Spun lucrul acesta pentru că Dumnezeu a hotărât ca noi să facem parte din generația numită digitală. Nu e o greșeală, nu este o scăpare, nu este o neatenție a lui Dumnezeu. Dumnezeu a hotărât ca noi să fim generația care face parte din ceea ce noi numim generația digitală. Și pentru că suntem în această generație digitală, avem nevoie de o anumită stare sau o anumită atitudine pe care o regăsim la seminția lui Isahar, despre care citim în 1 Cronici, capitolul 12, versetul 32, că oamenii aceștia se pricepeau în înțelegerea vremurilor și știau ce trebuia să facă Israel. Dacă suntem în generația digitală, așa cum aminteam, trebuie să știm, să înțelegem generația aceasta și trebuie să înțelegem ce trebuie să facem în această generație. Așa cum amintea fratele Ioan cel la început, n-am venit să predic împotriva tehnologiei și m-am asigurat că mă folosesc de tehnologie în această zi. Am telefonul pe amvon, am tableta digitală și m-am gândit că o asemenea tematică pe care o aduc înaintea voastră
nu poate fi prezentată decât folosind tehnologia. Dar am lângă mine Biblia. Și vreau să vă spun că în Biblie am mesajul printat pe hârtie. Dintr-un singur motiv. Dacă cumva ne lasă tehnologia, întotdeauna avem o soluție de scăpare, ne întoarcem la vechea metodă. Am avut un frate, nu cu multă vreme în urmă, invitat la una dintre bisericile unde slujesc în Bihor și a venit cu tableta la amvon. Și la un moment dat am văzut că devine foarte, puțin așa agitat, emoționat, să nu zic nervos. Că nu putem spune că predicatorii sunt nervoși, nu au voie să fie nervoși. Și l-am întrebat, e vreo problemă? Zice, mă, nu știu ce am făcut, am apăsat pe ceva, dar nu mai găsesc predica. Acum, fiecare generație are riscurile ei. Apeși unde nu trebuie, dintr-o dată dai delete, sau cine știe unde o trimiți, nu o mai găsești. Atunci când apare câte o criză de felul acesta, ne întoarcem la vechea metodă pe care noi o foloseam, și anume materialul scris, printat, adică să avem întotdeauna o variantă de rezervă. În duomasa aceasta aș vrea să abordez tematica aceasta, inima tânărului în generația, în era digitală, pornind de la anumite întrebări. Cum ne afectează tehnologia? Sau credem că tehnologia este neutră? Cum aș putea să folosesc tehnologia digitală într-o manieră înțeleaptă? Vreau să vă întreb, tehnologia este ceva rău sau ceva bun? Depinde. Depinde. Cuțitul este ceva rău sau ceva bun? Depinde ce faci cu el. Dacă ai un anumit obiect, dacă ai un anumit device, poți să faci lucruri frumoase, deosebite cu obiectul acela, sau poți să îl folosești ca o armă. Acum, de când am văzut știrile din Liban, stau un pic așa la distanță și de telefon și de tabletă. Știți că cei din Liban, care erau din Hezbollah, aveau niște pagere la ei și am înțeles că aceste lucruri pot să devină la un moment dat chiar și anumite arme folosite într-un combat, într-o luptă sau într-o bătălie dintre două armate. Dacă într-o zi cade internetul și nu ai posibilitatea să accesezi, nu zic Facebook-ul, că eu, așa din câte știu eu, generația voastră nu prea mai este cu Facebook-ul. Voi sunteți cu Face in the Book. Amin, nu? Sunteți mai degrabă cu Snapchat, cu Instagram, Twitter, probabil alte platforme. Dar dacă într-o zi nu ai acces la aceste platforme, nu ai internet, ești neliniștit? Ești tulburat? Ce facem primul lucru când ne trezim dimineața? De exemplu, dacă întrebă cineva care este căsătorit, ar trebui să putem spune, răspunsul corect este următorul. Ne întoarcem spre soție, îi spunem o vorbă bună de dimineață, dar vreau să vă spun că cei mai mulți, primul lucru pe care îl fac când se trezesc dimineața, știți care este? Iau telefonul de pe noptieră și se uită să vadă, au vreun mesaj primit? Intră imediat pe mail să vadă, a intrat ceva pe timpul nopții? Mergeam anul acesta în localitatea unde am avut bunicii în județul Arad. Eu fiind de la Oradea, fratele Ștefan m-a prezentat de la Arad și trebuie să recunosc și eu că și eu sunt măritat la Oradea. Dar este bine și așa, oriunde am fi, este în regulă. Și mergeam la localitatea unde au fost bunicii mei, în județul Arad, eram cu familia mea, cu soția, cu băiatul, și a doua mașină venea în urma noastră, era mașina cumnatului meu, sora mea, și împreună cu ei 5 copii. Cel mai mare, clasa 6-a. I-am întrebat când am ajuns acolo, în localitatea bunicilor, dacă se bucură că au ajuns aici.
Și i-am întrebat, ați vrea să rămâneți peste noapte aici, unde noi ne-am petrecut toate vacanțele, toate amintirile noastre sunt legate de locul acela? Și toți la unison au spus nu. Eu am spus așa șocat. Și am întrebat, dar zic, de ce vi se pare așa ceva ieșit din comun să rămâneți aici, în localitatea aceasta, o noapte? Și au zis așa, n-avem semnal. Și pentru că n-avem semnal, asta este o problemă. Mărturisesc că am fost șocat când mi-a zis cineva recent că într-o biserică a participat la o slujbă și undeva pe rândurile din față era un copilaș, avea, bineînțeles, device-ul ăsta în mână, era pornit și s-a uitat la desene în biserică. Și m-am gândit, Doamne, generația asta care avem tehnologia, era digitală, și m-am gândit ce pericol poate să apară să venim cu telefoanele în biserică, să le dăm la copii și în timp ce biserica se roagă, în timp ce cântăm, în timp ce ascultăm predica, probabil copiii se uită la desene animate sau, mă rog, la ce se uită. N-aș vrea să întreb în această dupămasă, câți dintre voi, în timp ce erați vreodată la o slujbă în adunare, ați deschis aplicațiile unde aveți conturi, Facebook, Instagram, pentru că am observat de multe ori oameni care vin la biserică și în timp ce este slujba în casa de rugăciune, unii dintre ei caută mașini. Să vadă dacă nu a apărut pe aplicația mobile.de o ofertă specială și în timp ce fratele sparge plămânii acolo la învon să ne spună ceva din Biblie, caută o ofertă specială de mașini. Sau alții comunică între ei. În seara aceasta aș vrea să ne gândim la tehnologie ca la un instrument prin care noi putem să ne apropiem de Dumnezeu și putem să-L folosim pentru slava lui Dumnezeu, sau poate să fie un mare dușman al sufletului nostru. Și asta depinde de tine, depinde de mine, depinde de maturitatea pe care o avem fiecare dintre noi, cum și ce facem cu aceste device-uri pe care ni le oferă societatea în generația pe care noi o trăim. Acum, mesajul meu din această seară are trei părți, pe care, în timpul pe care îl avem la dispoziție, aș vrea să îl parcurgem. Și mai întâi de toate aș vrea să văd dacă folosesc cum trebuie instrumentul. Mai întâi de toate aș vrea să prezint patru adevăruri pe care le-am putea încadra în cuvântul lui Dumnezeu referitor la tehnologie. Nu o să găsiți în Biblie niciodată cuvântul telefon, nu o să găsiți niciodată cuvântul device, nu o să găsiți niciodată tableta în Biblie. Oricâtă codare am încercat să găsim în Vechiul Testament sau în Noul Testament, nu găsim asemenea cuvinte în Cartea Sfântă. Dar ne uităm la ce se întâmplă în vremea noastră și poate că uneori ne punem întrebarea, în era asta digitală în care noi trăim, Biblia este relevantă? Dumnezeu are ceva de spus generației noastre care s-a născut, am putea spune, cu tableta în mână, cu telefonul în mână? Poate că o să vă șochez, dar eu primul telefon pe care l-am avut a fost după ce am terminat facultatea și mi l-am cumpărat singur și a fost în perioada în care eu l-am cumpărat și îmi plăteam și abonamentul și factura în fiecare lună. Primul computer pe care l-am avut a fost după ce am terminat facultatea. Pentru că la momentul acela era puțină lume care avea acces, nu-ți puteai permite să îți cumperi asemenea device-uri. Dar o să vedem noi că în vremea noastră aceste lucruri sunt la îndemâna fiecăruia dintre noi. Primul adevăr pe care aș vrea să-l subliniez referitor la tehnologie este că... Cred că l-am stins. Este că omul poate descoperi numai ceea ce Dumnezeu a pus în creație.
Asta înseamnă că omul nu poate introduce nimic în natura creată de Dumnezeu decât acele lucruri pe care Dumnezeu le-a așezat încă de la facerea lumii și de fapt fiecare descoperire tehnologică care apare în generația noastră sau în următoarea generație este încadrată în ceea ce Dumnezeu a codat sau a lăsat să poată fi descoperit încă de la început. Asta înseamnă că fiecare descoperire tehnică nu este altceva decât ceea ce noi putem învăța despre Dumnezeu. În anul 1955, pe data de 24 februarie, s-a născut Steve Jobs. Știți ce a făcut omul acesta? A inventat iPhone-ul. Dumnezeu a vrut ca generația noastră să aibă device-ul acesta și pentru asta Dumnezeu a îngăduit să se nască acest Steve Jobs ca să îl poată inventa și astăzi noi să-l putem folosi chiar în lucrarea lui Dumnezeu, chiar în biserică, o să vedem noi maniera în care putem folosi tehnologia chiar la slujbele noastre religioase, pentru că tot ce creează omul, de fapt, el nu face altceva decât să descopere ceea ce Dumnezeu a pus în creație. A doua afirmație pe care vreau să o fac este că, indiferent de ceea ce omul descoperă, indiferent de ceea ce lumea va descoperi legat de era digitală, Dumnezeu este suveran peste tehnologia omului. Cred că mai degrabă m-ar ajuta cineva de la laptop ca să nu mă tot concentrez eu la aparatul acesta cu slide-urile. Din greșeală am apăsat așa. Dumnezeu este suveran peste tehnologia omului pentru că și în momentele în care tehnologia poate să apară în mâna unor oameni răi, asta nu înseamnă că este în afara controlului lui Dumnezeu. La ora actuală există foarte mulți oameni răi în lumea aceasta care au acces la tehnologie foarte sensibilă și care poate distruge lumea de mai multe ori. Iar dacă nu s-a întâmplat lucrul acesta, este pentru că Dumnezeu este deasupra tehnologiei și Dumnezeu are în final ultimul cuvânt în ce privește tehnologia. În Isaia, capitolul 54, versetul 16, citim următoarele cuvinte. Iată, spune Dumnezeu, eu am făcut meșterul, pe meșterul care suflă cărbunii în foc și face o armă după meșteșugul lui, dar tot eu am făcut și pe nimicitor ca să o sfărâme. Meșterul este inovatorul, este inventatorul, este cel care creează anumite arme, iar nimicitorul este cel care le folosește, cel care în anumite momente le folosește într-o direcție bună sau poate într-o direcție greșită. Și Dumnezeu spune și pe unul și pe altul, eu i-am făcut, ei sunt în mâna mea și ultimul cuvânt nu-l are nici Vladimir Putin, nu-l are nici Hamas, nici Hezbollah, nu-l are nici o altă entitate teroristă din lumea aceasta, ultimul cuvânt îl are și îl va avea întotdeauna Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. De aceea să nu uităm că Dumnezeu guvernează tehnologia umană și pe oamenii care o folosesc, chiar și într-un mod destructiv. A treia afirmație pe care vreau să o fac în această după masă aici este că tehnologia, cu toate că ne aduce foarte multe beneficii, tehnologia nu poate rezolva două lucruri extrem de importante pentru fiecare om. Tehnologia nu poate împiedica moartea, chiar dacă, de exemplu, citeam anul acesta că Elon Musk a început deja să implanteze chipuri în creierul oamenilor, cel puțin în
faza de început pentru a ajuta în anumite situații de boală, oameni, de exemplu, care n-au putut să miște mâna de mulți ani din cauza unui accident, prin acest chip ei sunt ajutați. Deci, chiar dacă oamenii pot să facă invenții extraordinare, tehnologia niciodată nu va putea împiedica moartea. Deși scopul nedeclarat al invențiilor tehnologice este să ajungă, dacă se poate, la tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, așa cum era în povestea de pe vremea noastră. Asta nu se poate fără intervenția lui Dumnezeu. Tehnologia nu poate împiedica moartea. Și al doilea lucru pe care tehnologia nu-l va putea face, tehnologia nu poate mântui sufletul unui om. Chiar dacă noi ne folosim de tehnologie în toate domeniile vieții, în urmă cu câțiva ani, în anumite biserici, un subiect de predică era păcatul de a avea internet. Acum, să spui, internetul este un păcat. Când am avut cursuri online, când am avut părtășiile online la biserică, când, de exemplu, cineva care lucrează în domeniul medical și trebuie să lucreze cu casa de asigurări de sănătate și trebuie să facă raportări în fiecare lună, asta nu se poate face fără internet, pare ceva exagerat, ceva deplasat. Problema nu este dacă internetul este păcat sau nu, ci modul în care folosim ceea ce societatea ne pune la dispoziție. Poate fi un lucru bun sau un lucru rău. Vreau să pun o întrebare. Întâlnirea de astăzi se transmite online? Știți cum se transmite? Pe internet. Iar dacă internetul este un păcat, înseamnă că noi l-am introdus în biserică. Dar uitați-vă că oamenii din lumea întreagă pot să fie parte la conferința de tineret a județului Bistrița, accesând un device de felul acesta și să urmărească slujba de închinare și să fie împreună cu noi, dar de la distanță poate de mii de kilometri. Dacă Dumnezeu este în centrul vieții tale, atunci tehnologia poate fi un mare dar. Dar dacă tehnologia este idolul tău, dacă este Dumnezeul tău sau al meu, atunci vreau să vă spun, suntem pierduți. Pentru că inovațiile noastre ne vor lăsa inimile neîmplinite, fără Dumnezeu, dar cu tehnologie, sufletele vor fi pierdute și oamenii care au plecat din lumea aceasta vor rămâne pentru totdeauna undeva departe de Dumnezeu, pentru că nu poate fi înlocuit Dumnezeu cu tehnologia. Și apoi a patra afirmație pe care o spun acum în introducerea, în prezentarea temei, este că tehnologia nu este neutră. Adică nu înseamnă că dacă am telefon nu mă afectează indiferent la ce mă uit. Tehnologia ne influențează în ceea ce gândim. Tehnologia ne influențează în ceea ce simțim. Tehnologia ne influențează în ceea ce credem. Dacă tehnologia nu ne-ar influența, vă întreb eu, de ce companiile mari din lume investesc sume enorme în spoturi publicitare dacă ceea ce citim, auzim și vedem nu ne influențează? Am o cunoștință care lucrează farmacistă în Oradea, în județul Bihor. Și la un moment dat am întrebat-o care sunt medicamentele care se cumpără cel mai mult. Noi suntem renumiți românii, că suntem mari doctori, în sensul că citim de pe Google, ne informăm despre toate blogurile care apar pe internet și dacă doctorul ne spune la un moment dat că ceva nu e în regulă, îi spunem noi, domnul doctor, dar știm noi ce trebuie să luăm. Adică chiar dacă omul a făcut 6 ani de facultate, dacă cineva o citit pe Google, o căutat pe internet, are impresia că știe mai bine cum se practică medicina. Și mi-a spus următorul lucru, medicamentele la care se face cel mai mult reclamă la televizor.
Și acum n-am să vă dau exemple de medicamente care apar tot timpul ca reclamă la televizor. Și oamenii le cumpără și oamenii spun că deodată, măi, chiar dacă n-am nevoie acum de el, dar cel puțin îl am acolo în dulap, îl am undeva acasă, dacă cumva am nevoie de medicament să fie la dispoziția mea. Tehnologia ne influențează. În Egipt, tehnologia a generat o revoluție. Ce să mai vorbesc de căsătoriile aranjate pe internet? La un moment dat, un băiat care s-a pocăit la noi la biserică vine la mine și spune: frate Radu, am nevoie de o recomandare. Zic, da, nicio problemă, dar să-mi spui pentru ce îți trebuie recomandarea. Zice, trebuie să mă duc în India. Dar zic, te duci în misiune? Zic, vrei să te implici în misiunea transculturală, evangelizarea indiană? Nu, zice, am găsit o fată și vreau să mă însor. M-am uitat la el, mă, zic, tu vorbești serios? Da, zice. Zice, frate, unghiul fetei este păstor, este o familie de oameni credincioși și au zis că nu stă de vorbă cu mine dacă n-are recomandare de la păstor. Și dacă l-am văzut că e serios, i-am făcut recomandarea, s-a dus în India, a făcut o nuntă acolo cu neamurile de acolo, a făcut o nuntă la Oradea, sunt deja căsătoriți de câțiva ani și iată internetul, iată tehnologia, este un intermediar între aceste căsătorii, unul din România și unul din India. Ei au copii, la momentul de față sunt ok, dar cu siguranță există un timp destul de consistent în ce privește adaptarea culturală, pentru că nu s-a dus el să stea în India, a venit ea să stea în România. I-a fost un pic greu că la noi nu se mănâncă foarte mult orez, dar așa în timp a început să învețe și bucătăria românească. Afacerile care se fac pe internet... Una dintre cele mai mari companii din România este online. Nu am să-i pronunț numele, că îl știți. România este în top 10 mondial în ce privește viteza de internet. Deci avem internet de calitate pe care alte țări mult mai dezvoltate decât România nu-l au. Și alte exemple pe care le-aș putea folosi în sensul acesta. Însă tehnologia poate fi o mare oportunitate pentru noi sau poate să fie o mare capcană pentru noi. Vreau să vă întreb, știe cineva când s-a inventat primul iPhone? 2007, corect. În 2007 a fost inventat primul smartphone, adică nu mai are butoane. A fost declarat invenția anului 2007 și vă spun de ce. Pentru că fiecare smartphone pe care voi îl aveți și noi îl avem este un computer. Este un laptop, dacă vreți, pe care toți îl purtăm la noi în fiecare zi. Oamenii merg pe stradă și vorbesc la telefon. În timp ce vorbesc la telefon, se uită la telefon. În timp ce merg pe stradă sau stau în stația de autobuz sau sunt la metrou, stau cu telefonul în mână. Când era băiatul nostru un pic mai mic, era elev la școala Emanuel din Oradea, și în fiecare dimineață îl duceam cu mașina la școală, la duceam cu mașina acasă și ajungeam mai repede ca să-mi găsesc parcare și să-l aștept în curtea școlii. La un moment dat, când am intrat în curtea școlii, era o bancă, cam cum este banca de aici, din biserica dumneavoastră, și banca era plină cu elevi care au terminat orele, mai stăteau puțin, probabil trebuiau să vină părinții după ei sau bunicii, și nu exagerez, fiecare era cu tableta în mână. Era unul lângă altul și fiecare se uita în propriul lui telefon. Acum, e adevărat că telefonul ăsta
îi aduce pe oamenii care sunt la distanță de noi și să fie aproape de noi. Da? Și avem FaceTime? Și avem posibilitatea ca în timp ce vorbim la telefon să ne uităm unii la alții? Dar telefonul ăsta îi poate face pe cei care sunt lângă noi să fie la distanță foarte mare. Ați întâlnit familii în care membrii familiei comunică între ei la telefon? Dacă mama vrea să-i spună ceva la copil, îi tastează un mesaj. Să vină jos la mâncare, să meargă la teme, să facă treaba pe care i-a încredințat-o. Deci e posibil ca să stăm în aceeași casă și totuși oamenii care ne sunt aproape să fie la cea mai mare distanță de noi. Am să rog pe cei de la media să mă ajute cu următorul slide în care apare imaginea, o poză pe care eu am pus-o. Ea este numită Cina, este făcută de un polonez, Pavel Kuczynski, în 2016 și este numită, cum spuneam, Cina. Deci e vorba de familie, tata, mama, copiii. Fiecare dintre ei are în fața lui un device în locul în care ar trebui să fie castronul cu supă, cu leveșe, cu ciorbă, cu ce vreți să puneți acolo, este routerul de internet. KFC. Și asta este o altă provocare. Mesajul, imagine pe care o aveți înaintea voastră, ar putea să fie dependență, obsesie, folosire intensă a device-urilor, a tehnologiei, că familia respectivă, în timp ce stă la masă, fiecare la tabletă, uitați-vă la ei, că în timp ce stau cu tableta în mână, se roagă. Ați văzut oameni care în timp ce mănâncă la masă cu telefonul în față? Ați văzut părinți care în timp ce le dau de mâncare la copii, le pune tableta cu desene, în timp ce mănâncă să și vizioneze? Asta înseamnă că investim atenția noastră devoțională în internet și consideră familia aceasta că internetul este ceva divin. Internetul, aș putea să spun, este ca un oraș foarte mare, care are locuri în care n-ar trebui să umbli niciodată, pentru că este periculos, dar are și locuri unde ai trebuință să te duci. Internetul are posibilitatea să te ducă în locuri în care n-ar trebui să ajungi niciodată. Aș vrea să menționez în continuare 5 pericole pe care ne pasc atunci când folosim tehnologia și o să vedeți că o să ne regăsim în multe din aceste pericole. Pentru că internetul sau tehnologia poate fi o mare oportunitate, o mare ocazie pentru noi, dar poate fi o mare capcană pentru sufletele noastre. De aceea, frații, au numit conferința de astăzi Păzește-ți inima mai mult decât orice. Prima capcană a tehnologiei digitale este pierderea timpului, pentru că timpul este o resursă extrem de prețioasă. Apostolul Pavel spune în Efeseni capitolul 5, luați deci bine seama la felul în care umblați, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște oameni înțelepți. Răscumpărați vremea că zilele sunt rele. Asta înseamnă că managementul timpului nostru, de fapt, înseamnă managementul vieții. Modul în care îți administrezi timpul înseamnă modul în care gestionezi viața pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Timpul nu se întoarce înapoi niciodată. Timpul nu poate fi dat altor persoane. Niciunul dintre noi nu știm cât timp mai avem, cât mai trăim. Timpul nu poate fi controlat în întregime de niciunul dintre noi. De exemplu, aparatele Apple, nu știu dacă celelalte aparate au funcția aceasta, dar în fiecare săptămână, la începutul săptămânii, primim un mesaj pe device. Și mesajul acela spune așa, timpul de folosire în săptămâna precedentă a fost de atât număr de ore și ne spune, a crescut sau a scăzut.
Spunea cineva că un om trăiește în medie 27.375 de zile. Deci dacă un om trăiește aproximativ 75 de ani, cam atât înseamnă 75 de ani în zile. 27.375. Iar dacă ai peste 27 de ani, hai să vedem câți dintre noi suntem peste 27 de ani aici în ziua de astăzi. Deci dacă avem peste 27 de ani, înseamnă că din cele 27.000 de zile ai consumat deja 10.000 de zile. Statisticile spun că ne uităm de aproximativ 80 de ori pe zi la telefon. Asta înseamnă o medie de 3,4 ore pe zi. Înseamnă 24 de ore pe săptămână. E mult sau e puțin? Am un adolescent acasă de 16 ani și știți care e cea mai mare pedeapsă pentru generația asta? Pe vremea mea, părinții ne pedepseau, n-ai voie să te duci la fotbal astăzi. Ne spuneau să rămânem în casă și nu avem voie să ieșim afară cu copiii. Cea mai mare pedeapsă pe care o putem da copiilor noștri în vremea de astăzi este... îmi aduci telefonul și astăzi nu mai pui mâna pe el. Îmi aduci tableta și o pui aici pe masă și săptămâna asta nu te mai atingi de ea. Sau, de exemplu, o pedeapsă groasnică considerată de generația din era digitală este ca tata și mama să-i spună: intri pe Instagram, desfințezi contul și ai terminat cu navigarea pe internet. Știți care e răspunsul care se primește la provocarea asta? Dar zice: mami, dar am atâtea like-uri, am atâția prieteni, am atâția followers, cum după ce am investit atâta timp ca să am această avere, să spunem, digitală, mă pui să anulez contul? Bineînțeles că lupta pe care o avem de dus cu adolescenții din vremea noastră, cu generația din era digitală, este câte ore au voie să stea în fiecare zi pe internet. Aș vrea să vă pun o întrebare, aș aprecia sinceritatea voastră. Câți dintre voi aveți din partea părinților impus un anumit timp de utilizare a telefonului pe zi? Vă rog, ridicați mâna. Inevitabil vine întrebarea a doua. Câți dintre voi aveți libertate nelimitată de utilizare a device-urilor? Să înțeleg că cei care n-ați ridicat mâna, nu aveți telefoane. N-aveți semnal la internet, la device-uri. Negociam cu băiatul și spuneam: ai voie două ore pe telefon și poate o oră, două pe laptop în fiecare zi. Știți care a fost reacția lui? Dar zice: dar colegii mei stau 7 ore pe zi. Și a spus: poți să uiți. Probabil că unii dintre voi stați 7 ore pe zi. Sau aveți colegi care stau pe device-uri atâtea ore în fiecare zi. Eu aș încerca o negociere, un compromis, ca să zic așa. Câte ore stai pe internet într-o zi, același număr de ore să-l investești în rugăciune și în citirea Bibliei. Cred că ar fi un deal corect și dacă am face lucrul acesta în viața noastră, probabil că am avea foarte mult discernământ despre care se vorbea în această zi referitor la modul în care ne raportăm în era digitală. Dar vreau să vă spun, oamenii care studiază în universități au ajuns la următoarea concluzie. Cu cât petreci mai mult timp, de exemplu pe Facebook, cu atât crește riscul de a ajunge la depresie. Și statisticile demonstrează faptul că depresia va deveni boala secolului. Eu... sunt destul de speriat așa cât de multe persoane din mediul evanghelic, bărbați, femei, copii, tineri, sunt cu probleme de depresie.
Auzeam chiar recent de situația unui tânăr care nu are 15 ani și care are o mare problemă de depresie și de gânduri suicidale. Și am întrebat familia dacă îi place să stea pe internet, dacă folosește device-ul mult sau îl folosește puțin. Și sunea mama, dacă nu intervin peste el, nu se știe opri din utilizarea lui. Pentru că utilizarea fără niciun control ne arată acest mare pericol în era digitală, pierderea timpului. Al doilea pericol este căutarea valorilor lumești. Pentru că internetul și social media, puteți da vă rog la punctul numărul 2, este al doilea pericol, căutarea valorilor lumești. Pentru că social media amplifică lucruri care nu sunt importante și le fac să pară foarte importante. Lumea cu reclamele ei, ceea ce apare pe aceste platforme online, ne spun cum să gândim, ce ar trebui să cumpărăm, ce să simțim și ne influențează modul de comportament. Bineînțeles că modul în care reacționăm online va deveni modul în care vom reacționa offline. Relațiile noastre, dacă sunt superficiale în mediul online, la fel vor fi în mediul offline, în momentul în care stăm față în față unii cu ceilalți. Spunea William Shakespeare o vorbă care a rămas celebră, că lumea întreagă este o scenă și că toți oamenii sunt actori pe scena aceasta. La momentul în care a făcut afirmația aceasta, cu siguranță nu s-a gândit că este o afirmație profetică. Dar la ora actuală este o mare realitate, pentru că fiecare persoană poate să transmită ceva online. Ești la volanul mașinii, faci transmisie live de pe Facebook și unii au generat niște accidente grozave de circulație tocmai pentru că n-au fost atenți la trafic. Vreau să merg puțin mai departe la un al treilea pericol, pentru că timpul este destul de înaintat și aș vrea să pot trece prin aceste pericole. Este pericolul implicării în dispute inutile online. E un al treilea pericol care îl regăsim în era digitală, pentru că social media răsplătește agentul provocator. Și vă pun o întrebare, nu trebuie să răspundeți cu voce tare. Cum ai putea să obțin foarte ușor 500 de like-uri? Sau cum ai putea să ai foarte repede, nu știu, 10.000 de followers pe o anumită platformă? Dacă pui pe contul tău niște versete din Biblie, te asigur că nu o să ai așa de multe like-uri. Dacă citesc dintr-o carte de-a lui fratele Nicolae Moldoveanu, generația asta nu știe cine a fost Nicolae Moldoveanu. Sau mare parte din ei nu știu cine a fost Nicolae Moldoveanu. Însă vreau să vă spun, dacă cineva postează ceva provocator, dacă păstrează niște opinii extremiste și dacă nu ești de acord cu ce postează omul acela, dar numai ca să vezi. Pentru că social media manipulează dorința noastră de a fi aprobați. Cu cât avem mai mulți followers, cu cât sunt mai mulți comentatori, oameni care se implică în dezbaterea respectivă, cu atât mai puțin vom fi dispuși să gândim, să avem discernământ, să acceptăm corectarea și să acceptăm că poate am postat ceva nepotrivit în mediul online. De aceea, în Tit, capitolul 3, versetul 9, spune Apostolul Pavel în felul următor: dar de întrebările prostești, de genealogii, de certuri și controverse despre lege, să te ferești, că sunt nefolositoare și zadarnice. Nu vă lăsați prinși în dispute online, inutile, pentru că există foarte mulți oameni care le generează, nu le pasă ce crezi, dar le place disputa, le place cearta în mediul online. Sunt multe versete pe care aș putea să le folosesc în privința aceasta. Unul dintre ele, totuși, aș vrea să-l amintesc. Matei, capitolul 12, versetul 36. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor. Și vreau să vă spun, asta se referă inclusiv la mediul online, la internet,
la ceea ce noi postăm acolo. Am întâlnit oameni care au postat anumite afirmații și apoi le-au șters. Și cei care sunt specialiști în domeniul ăsta al internetului, discutam cu cineva din structurile astea mai deosebite din țara noastră și îmi spunea că nu contează ce ai șters din computer, nu contează că ai dat delete, că te-ai dus pe history și ai șters toate linkurile pe care le-ai accesat în ziua respectivă. Există programe cu care autoritățile pot să spună exact unde ai fost, ce ai spus și care sunt afirmațiile pe care tu le-ai făcut. Și m-am gândit dacă oamenii sunt în stare să facă lucrul ăsta în generația noastră, cu atât mai mult Dumnezeu știe fiecare postare pe care tu ai făcut-o, pe care eu am făcut-o. Și atunci când scriem ceva în mediul online, gândiți-vă și la versetul acesta. Într-o zi, și voi, și eu, și noi toți vom da socoteală de fiecare cuvânt pe care l-am spus chiar în mediul online. De aceea, ca să avem o vorbire întotdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știm cum să răspundem fiecăruia, vreau doar să punctez câteva recomandări despre modul în care ar trebui să ne comportăm în mediul online. Nu te grăbi, gândește înainte de a posta ceva pe internet. Întotdeauna dă dovadă de respect față de ceilalți. Nu fă afirmații defăimătoare, directe sau voalate despre prieteni, despre biserici, despre slujitori. M-am gândit un instrument extrem de eficient în ponegrirea oamenilor este tocmai acest internet pe care noi îl avem la dispoziție. Apar tot mai multe filmulețe deepfake prin care se ia imaginea unei persoane, se imită vocea acelei persoane și poți să îl faci să spună aproape orice ca și cum ar spune persoana respectivă. Fii prietenos în mediul online, fii corect, respectă opiniile altora, fii atent la limbaj. În mediul online ne putem crea o anumită identitate care nu este a noastră. Au fost foarte multe cazuri când adolescenții au ajuns în relații cu anumiți prădători sexuali care și-au făcut niște identități false pe internet. A pus o poză a unei domnișoare, a unui tânăr frumos și poate el era de 50 de ani. Și alții folosesc aceeași metodă și cu alte scopuri. Încearcă oamenii să se ascundă în spatele unei identități pe care, zic ei, nu o cunoaște nimeni. Dar, repet, ne cunoaște Dumnezeu. Un alt pericol al internetului sau al mediului online este pericolul de a ne afișa spiritualitatea în social media. Este al patrulea pericol din era digitală. Tânărul în era digitală. Adică dorința de a ne arăta spiritualitatea în fața altora. În Biblie este numită o atitudine de fariseism. Așa cum apare în Predica de pe Munte, în Matei, capitolul 6, versetul 1. Luați seama ca să nu vă îndepliniți dreptatea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Altfel nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru din ceruri. Sunt oameni care postează ce trebuie și ce nu trebuie pe internet. Nu posta pe internet părtășia ta cu Domnul. Când te rogi, când postești, când faci dărnicie. Asta trebuie să fie între tine și Dumnezeu. Dacă eu postez tot ce înseamnă spiritualitatea mea pe internet, înseamnă că focalizarea mea, centrul atenției mele, nu este Dumnezeu, ci înseamnă că este atitudinea celorlalți. Ce vor spune ceilalți? Și oamenii, după ce postează ceva pe rețelele de socializare, imediat se uită să vadă câți au vizionat postarea lor, câți au dat like-uri pe postarea respectivă, ca și cum asta ar crește ratingul acelei persoane. În felul acesta devenim dependenți de aprecierile celorlalți. Verific întotdeauna telefonul să văd câte persoane mi-au dat un fel de aprobare
a mesajului pe care eu l-am postat. Vreau doar să amintesc ce spune Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 1, versetul 10. Caut eu oare să câștig bunăvoința oamenilor sau dimpotrivă a lui Dumnezeu? Caut eu să le fiu pe plac oamenilor? Dacă aș căuta să le fiu pe plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Nu lăsați opinia publică să decidă ce crezi, cum acționezi și ce simți. Ia-ți ca model și ia-ți ca standard cartea aceasta. Fratele Florin vorbea despre modul în care cartea aceasta, Cuvântul lui Dumnezeu, are putere să transforme viața unor oameni în generația noastră. Deci, să fim atenți și la pericolul acesta de a ne afișa spiritualitatea noastră pe internet. În mod intenționat am lăsat la urmă ceea ce numesc eu cel mai mare pericol din era digitală. Este pericolul de a ne complace în vicii ascunse. Și aici mă refer în primul rând la pericolul pornografiei, pericolul relațiilor extraconjugale online, deci oameni care sunt căsătoriți, dar care au prieteni, prietene în mediul online cu care țin legătura, cu care se confesează, cu unii dintre ei se întâlnesc în afara cadrului familiei sau în afara cadrului de la locul de muncă. Spuneam că în anul 2007 s-a inventat smartphone-ul. Vreau să vă spun, device-ul acesta face ca păcatul sexual să fie discret, ne oferă o anumită protecție în spatele acțiunilor private. Nu mai trebuie să mergi la o sală de internet să accesezi niște site-uri unde te poate vedea cineva pe camera de filmat sau cineva care stă lângă tine. Accesezi de pe Google asemenea site-uri murdare, le găsești mai repede ca și meteo. Exploatează curiozitatea nesfârșită a omului. Și spunea cineva, utilizatorii pot să ia fructul oprit la orice oră din zi și astfel în secret să se autodistrugă. Spuneam că folosirea exagerată a tehnologiei poate accentua depresia, dar vreau să vă spun din cazurile discutate, observate, în spatele unor depresii stau accesările nepotrivite pe internet. Site-urile murdare, imagini nepotrivite și care creează o anumită luptă în mintea tânărului. Pe de o parte este imaginea goliciunii, iar pe de altă parte este gândul: vreau să mă rog, vreau să citesc Biblia, vreau să merg la biserică, vreau să fac cu tare slujbă în casa lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu ne-a creat ca în mintea noastră să existe o asemenea luptă care generează și poate genera o stare de depresie. De aceea, când stau de vorbă cu tinerii care au probleme de depresie, înainte de a mă ruga pentru ei, înainte de a încerca chiar să facem ungerea cu un de lemn, primul lucru este mărturisirea. Primul lucru este discuția sinceră și deschiderea inimii acelei persoane ca să văd dacă cu adevărat vrea să scape de problema respectivă. Spunea cineva așa: pornografia este furtuna perfectă a generației noastre din cauza anonimatului, adică oricine poate accesa orice fel de site, din cauza disponibilității și accesibilității, pentru că există foarte mult material de felul acesta pe internet care poate fi accesat oricând de oricine. Și acum sunt unii care spun așa: pot să mă uit la orice îmi place și nu mă afectează, ceea ce este o mare minciună. Dacă poți să te uiți la orice și nu te afectează, atunci de ce se cheltuie sume enorme de bani pe reclame dacă nu ar avea putere de influențare? Știți că cele mai scumpe timpuri de reclamă la TV sunt timpii de seară, în preajma știrilor,
când audiența este maximă, este cel mai scump timp în care se plătește reclama. Pentru că atunci există cea mai mare mulțime de oameni care poate să fie influențată. Sau spun alții în felul următor, dacă sunt un simplu utilizator, nu este problema ta, nu e problema bisericii, nu e problema păstorului, la ce mă uit eu, ce site-uri accesez, ce contează ce fac eu în privat. Ce fac eu în privat mă privește pe mine. Asta este atitudinea și ăsta este limbajul pe care îl spun unii care accesează genul acesta de site-uri și de informații pe care le găsim în mediul online. Unul dintre autorii foarte apreciați și renumiți în domeniul consilierii, în domeniul lucrării cu tinerii, George McDowell, spunea așa: lupta creștinilor cu pornografia a atins proporții epidemice și devine un cancer spiritual al bisericii. În Proverbe, capitolul 5, este un capitol în care se vorbește foarte mult despre pericolul imoralității. Fără a citi întreg capitolul, am să fac referire doar la câteva versete, doar le menționez. Și am să folosesc acest capitol ca să vedeți de ce trebuie să fugim de păcatul acesta al pornografiei. Există statistici din mediul creștin, făcute de exemplu, Barna Group sau alte asociații de felul acesta, și care arată cât de multă influență are pornografia în mediul creștin. Că recunoaștem? Că nu recunoaștem. Dar pericolul este real și trebuie să ne păzim. Și zic, Domnul să ne ajute. În Proverbe 5 spune așa, că păcatul strecoară miere, dar la urmă este amară ca pelinul. Pornografia pare ceva dulce, dar duce la distrugere. Versetul 7 și 11 este o risipă de energie, de timp și de bani. Nu cumva niște străini să se sature de averea ta. Versetul 12 la 14 duce la regret și la rușine. Cum am putut să n-ascult? Versetul 15 la 20 este un păcat împotriva familiei, a soției. Bea apă din fântâna ta, spune cuvântul lui Dumnezeu. Poate părea secret, dar este văzut de Dumnezeu. Căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului. Accesarea acestor site-uri duce la robie spirituală. Versetul 22 spune, este prins în însăși nelegiuirile lui. Și în cele din urmă, păcatul imoralității atrage judecata lui Dumnezeu. Va muri din lipsă de înfrânare. Vreau să vă îndemn pe toți cei care sunteți aici prezenți, care suntem prezenți aici, să ne luăm ca niște motouri ale vieților noastre cel puțin două versete din Cartea Psalmilor. Psalmul 101, versetul 3, nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Și Psalmul 119, versetul 37, abatem ochii de la vederea lucrurilor deșarte. Sunt câteva pericole pe care ne pasc în mediul online, nu sunt toate, pot să fie și altele în afară de cele pe care eu le-am menționat. Timpul meu s-a dus în seara aceasta. Să știți că tehnologia poate fi folosită și într-o manieră pozitivă. Prin tehnologie îți poți exprima închinarea. În timp ce mergi pe stradă, am văzut că generația asta e cu casca în ureche, dar în timp ce mergi pe stradă poți asculta vocea Evangheliei, poți asculta o predică. Folosește tehnologia pentru a încuraja părtășia. Poți trimite mesaje de încurajare la cei din casa ta, la prietenii din biserică, la colegii din clasă. Pot folosi tehnologia pentru creșterea mea spirituală. Ai Biblia în aplicații pe telefon. Poți instala tot felul de aplicații creștine prin care poți cultiva creșterea spirituală. Ce să mai vorbesc despre modul în care putem folosi tehnologia pentru slujire? Spunea cineva că ușa din fața bisericii este website-ul. Acolo accesează oamenii din exterior.
oameni pe care poate nu i-ați întâlnit niciodată, dar care se uită la slujbele pe care le prezentați aici la Sfânta Treime. Mi s-a întâmplat nu odată și nu de două ori în țară să fiu întâlnit de persoane pe care nu le-am cunoscut, nu le-am văzut niciodată în viața mea și care au venit și mi-au spus, zice, frate, să știi că știu care sunt predicatorii de la Biserica Speranța. Mi-a enumerat păstorii de la Biserica Speranța și el stătea undeva în nordul țării. N-a fost niciodată la noi la biserică, dar accesează slujbele pe care noi le avem online. Prin social media putem comunica cu membrii bisericii în timp real. Putem ajunge la membrii inactivi, care n-au fost niciodată sau n-au mai venit în ultima vreme la biserică. Putem câștiga membrii noi, putem să fim o încurajare pentru oameni spre implicare sau putem să avem o conectare cu generațiile mai tinere care au crescut cu tehnologia, adică este vorba de generația voastră. Și cred că în era digitală, device-urile pe care noi le folosim pot să fie folosite pentru extinderea mărturiei. Spunea cineva că tehnologia este un câmp de misiune, iar diaspora nouă este spațiul digital pe care noi îl avem la dispoziție. Cred că într-un fel se împlinește cuvântul pe care îl spunea Domnul Iisus, că vom ajunge cu Evanghelia până la marginile lumii și prin slujirea pe care noi o putem face în mediul online, putem atinge în mod teoretic orice persoană din lumea aceasta. În final, ce este pentru noi tehnologia? Este prieten sau este dușman? Depinde de rezultat. Când folosesc device-ul acesta, mă apropie de Dumnezeu? Sau după ce l-am folosit, mă simt gol? Mă simt departe de Dumnezeu? Îmi este greu să mă rog? Îmi este greu să pun mâna pe Biblie? Asta înseamnă că cugetul mă mustră că am fost în locuri în care n-ar fi trebuit să umblu pe device-ul acesta. Ce este tehnologia, prieten sau dușman, depinde de influență. Tehnologia mă zidește sau mă dărâmă. Și în final depinde de slujirea mea. Comportamentul pe care îl am eu în media online îmi arată libertatea pe care o am în Hristos sau îmi arată robia spirituală? Eu n-am venit în această zi să vă conving să renunțați la device-uri. N-am venit să vă spun în ziua de astăzi că dacă cineva a venit și a intrat în biserică cu telefonul în mână sau l-are în buzunar, este un om firesc, nu poate sluji în lucrarea lui Dumnezeu. Vreau să spun că suntem aici, în era digitală. Dumnezeu a hotărât ca voi și noi să ne naștem și să creștem în ceea ce numim noi era digitală. Dumnezeu să ne dea înțelepciunea să ne păzim inima în era digitală. Dumnezeu să ne ajute ca toate aceste oportunități să le folosim pentru apropierea noastră de Dumnezeu și pentru extinderea împărăției sale. Doresc din toată inima Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Aș vrea să încerc să răspund la câteva din întrebările care sunt adresate aici și care au legătură directă cu tema din această seară. Pentru că noi suntem încadrați în timp și spațiu, nu putem să răspundem la orice întrebare în cadrul unei singure întâlniri și din acest motiv cred că este mai util să mergem focalizat pe tema din această seară. Credeți că consumul excesiv al social media și al tehnologiei este un produs al educației precare din familie sau un produs al culturii? Pot fi amândouă. Evident că poate apărea consumul excesiv și pe o neimplicare a părinților în viața copiilor prin acordarea unei libertăți nelimitate. Eu am crescut într-o familie în care nu am putut să fac tot ce am vrut eu. N-am putut să vorbesc cum am vrut, n-am avut voie să mă duc oriunde am vrut eu
și n-am avut voie să vin acasă când am vrut eu. Deci părinții știau unde am fost, era un anumit limbaj care nu mi se permitea să-l exprim. Eu cred că o educație sănătoasă într-o familie nu înseamnă libertate nelimitată. Exact cum i-a spus Irod acelei fete care a dansat. Cerem orice vei și am să-ți dau. Chiar jumătate de împărăție, dacă îmi ceri, îți dau. Cred că este normal părinții să fie implicați în modul de utilizare al device-urilor, pentru că copiii nu au încă capacitatea de discernământ foarte bine dezvoltată. Deci dacă noi încercăm să-i tratăm pe ei ca pe niște adulți, probabil că sunt și excepții, dar marea majoritate nu vor ști să folosească în mod responsabil device-urile fără o implicare a părinților. Deci eu vă spun cum procedăm noi în familie. Deci îi verific telefonul, îi verific device-urile, verific timpul de utilizare și în momentul în care îmi dau seama că au depășit timpul, îi spun, vezi că asta are consecințe. Dacă îl lași pe copil să aibă timp nelimitat să facă tot ce vrea el, o să ajungă să stea cu tableta în mână 8 ore pe zi și o să devină un fel de mădular, un fel de parte a organismului, telefonul respectiv sau tableta respectivă. Deci consumul excesiv poate veni și pe lipsa implicării părinților într-un mod constructiv în viața copilului. Bineînțeles că cultura ne îndeamnă la social media, pentru că toate aceste platforme sunt construite ca să creeze adicție. Și dacă vorbim de dependența de alcool, de droguri, să știți că există adicție digitală. Oameni care nu pot să-și imagineze viața fără să fie în fiecare zi pe platformele online. Am o grămadă de grupuri pe WhatsApp în care am fost inclus. Nu m-am fost întrebat niciodată dacă vreau să fiu acolo sau nu vreau. Am pe câteva dintre ele sute de mesaje adunate, nu le-am citit, că n-am vreme să le citesc. Și eu îmi pun următoarea întrebare. De unde au oamenii ăștia atâta vreme să scrie și pe grupul cu tare, și pe grupul cu tare, și pe grupul cu tare, și pe Instagram, și pe Snapchat, și pe Facebook? Ăștia mai au viață de familie. Ăștia mai au părtășie cu Domnul, au joburi sau toată ziua stau efectiv cu ochii în ecran. O altă întrebare, credeți că era digitală este o greșeală acceptată de Dumnezeu? Nu cred asta. Eu cred că era digitală, ca de altfel fiecare generație, fiecare epocă din istoria omenirii, a fost pe de o parte un pericol, pe de altă parte o oportunitate. Depinde de noi. Eu cred că era digitală poate fi un mare instrument în mâna noastră în ce privește lucrarea lui Dumnezeu. De aceea nu cred că este o greșeală acceptată de Dumnezeu. Cum să scap de partea rea a tehnologiei? Este o altă întrebare. Bineînțeles, printr-o folosire responsabilă. Având în vedere pericolele pe care le-am menționat în prezentarea mea, dacă am o înclinație de a folosi nejustificat de mult device-urile, să-mi impun în fiecare zi să nu depășesc o anumită perioadă de timp. Eu cred că putem vorbi la un moment dat chiar și de un post în ce privește al folosirii instrumentelor digitale, a device-urilor digitale. Să îmi impun mie să nu folosesc, să spunem, platformele sociale mai mult de o oră pe zi. Sau cât folosesc platforma socială, atât mă rog și citesc Biblia. Sau, de exemplu, dacă este pericolul accesării unor site-uri nepotrivite. Pentru că aici este o mare problemă în viața multor oameni. O soluție ar fi, de exemplu, să nu dorm cu telefonul în cameră. Chiar specialiștii nu recomandă să dormim cu telefonul lângă noi pe noptieră. Ca să nu fim ispitiți când toată lumea doarme să accesăm lucruri nepotrivite.
Sau dacă vreau să folosesc internetul, să pun laptopul într-o zonă vizibilă din casă. Să nu mă ascund în camera mea, să nu mă ascund undeva într-un colț unde nu mă vede nimeni, să-l pun în locul cel mai vizibil, pe unde toată lumea din casă trece pe lângă mine. Și în felul acesta să fie ca o măsură de precauție, să nu accesez site-urile respective. Acum vreau să vă spun, în viața omului, păcatul are un tipar după care lucrează. Vis-a-vis de ziua, vis-a-vis de timpul din ziua respectivă, de situația în care ești, uită-te să vezi în viața ta care-i tiparul pe care păcatul l-a făcut, acolo trebuie intervenit. Bineînțeles că trebuie discutat și cu o persoană care să-mi poată oferi o consiliere spirituală, pentru că există tineri care au ajuns dependenți de pornografie, fără a crea o vinovăție asupra tuturor, pentru că nu cred asta, dar vreau să vă spun, și băieți și fete, tocmai pentru că există accesibilitatea nelimitată, oriunde, oricât, oricum vrei. Ispita este foarte mare. Din acest punct de vedere, vremurile noastre, zic eu, sunt mult mai complicate decât vremea părinților noștri care aveau televizorul și erau predicile acelea împotriva televizorului. Să știți că internetul, poate că spun puțin, este de 10 ori, poate fi de 10 ori mai periculos decât televizorul pe care cineva îl are în casă. Pentru că poți vedea aproape orice vrei să vezi pe platforma digitală. Care sunt evidențele înrobirii tehnologice? Timpul petrecut, faptul că nu pot să nu iau device-ul în mână și să accesez un anumit gen de site-uri, asta este o dovadă a înrobirii. Faptul că nu poate trece o zi fără să pun mâna pe platformele acestea digitale, să nu mă uit ce-o mai apărut pe Instagram, ce-or postat, și alte și alte informații care apar. Dar un factor esențial este timpul petrecut cu aceste device-uri. Cred că este foarte important să găsim alte alternative în care să ieșim din casă, să nu stăm numai în camera noastră. Noi am fost generația pe care părinții nu ne puteau băga în casă. Atâta ne plăcea să fim pe stradă și să ne jucăm fotbal, de exemplu băieții, nu ne puteau băga în casă. S-au inversat vremurile și avem o generație pe care nu poți scoate din casă. Dacă îi iei tableta din mână, dacă îi iei telefonul, este ca și cum o parte din identitatea lui nu mai există. De asta spuneam că pentru generația asta, poate cea mai mare pedeapsă este când tata și mama spune, pui telefonul aici, săptămâna asta nu pui mâna pe el. Nu-și imaginează cum adică tata și mama să fie atât de cruz să nu lase cu telefonul o săptămână. Asta e prea de tot. Ce resurse bibliografice ne puteți recomanda pentru a continua investigația sau investiția în aprofundarea temei tehnologiei și a efectelor ei pentru comunitatea bisericească? Există cărți bune traduse în limba română. Dacă veți accesa pe Google librăriile creștine, acum eu le știu pe astea din Oradea. Oradea are cele mai multe edituri creștine și cele mai multe librării creștine. Dar le găsiți în mediul online. Și accesați editurile respective pe anumite cuvinte. Digital, tehnologie. Și o să vedeți că o să vă ofere titluri bune pe care le puteți achiziționa și puteți să continuați această investiție vis-a-vis de folosirea responsabilă a device-urilor. Este acceptabilă folosirea AI, inteligența artificială, în consilierea spirituală sau chiar în predicare? Și dacă da, unde ar trebui trasată linia? Eu n-am folosit niciodată inteligența artificială în a pregăti o predică și, sincer, nici nu am interesul să o folosesc. Nu am de gând să fac lucrul ăsta, pentru că eu cred că la baza pregătirii unui mesaj trebuie să fie, pe de o parte, părtășia omului cu Dumnezeu,
Cred că în slujirea noastră contează contactul direct cu oamenii, în care, exact cum este o vorbă populară, păstorul trebuie să miroase a oii. Adică slujirea se face între oameni. Nu poți lua ceva creat de ChatGPT și să prezinți ca un mesaj inspirat de Dumnezeu. Cred că Dumnezeu ne oferă resurse digitale pe care le putem folosi. Și acum vreau să mai spun ceva. Există și latura cealaltă, extrema cealaltă, în care oamenii nu se pregătesc deloc în momentul în care slujesc înaintea bisericii. Și vreau să vă spun, generația noastră are la dispoziție resurse nelimitate, aș putea spune, extraordinare, pe care le găsim online, prin care putem să ne pregătim slujirea pe care noi o facem în biserică. Cine vine la amvon nepregătit și spune n-am de unde să mă inspir, părerea mea este că n-are ce căuta acolo. Având în vedere oportunitatea pe care o avem la dispoziția noastră. Ce acțiuni concrete putem implementa în biserică pentru a stopa navigarea pe internet a credincioșilor în timpul slujbelor? Acum, cred că este important să spunem că în timpul slujbelor nu e normal să căutăm mașini în Germania, să ne uităm pe Facebook sau alte preocupări de felul acesta. Dar vreau să vă spun, butonul nu e la amvon. Butonul e la noi. Acum, cred că avem și noi o datorie să oferim o slujbă de calitate. Să punem o mâncare bună pe masa oamenilor care vin la biserică, în așa fel încât oamenii să fie hrăniți spiritual atunci când vin la casa lui Dumnezeu. Și vorbind pe subiectul acesta al folosirii responsabile a resurselor digitale. Nu cred că putem să umblăm de la bancă la bancă și să trecem pe caiet cine-i fratele sau sora care o stă pe telefon în biserică. Cred că a trecut vremea respectivă. Cred că noi trebuie să ne educăm și asta este o dovadă a maturității spirituale, modul în care ne purtăm în timpul unei slujbe la casa lui Dumnezeu. Un om imatur o să zică, păi nu-mi place predica, nu-mi place cântarea, prefer să navighez pe internet. El este prezent fizic în adunare, dar spiritual, la nivelul minții, el este total în altă parte, este total deconectat de tot ce se întâmplă acolo. Este și o formă de autodisciplinare a noastră. Să fim prezenți nu doar fizic, dar și emoțional și rațional în părtășia respectivă. Cum ar trebui abordate chestiuni precum celebrarea virtuală a cinei Domnului sau altor practici sacre? Eu cred că se duce discuția prea departe. Știu că există site-uri biserici virtuale. Cred că trebuie să ne uităm la modul în care a fost sărbătorită cina Domnului în Scriptură și cred că este important să nu trecem peste ce este scris. Acum, dacă am fi în situația lui Richard Wurmbrand, închis într-o celulă, în care a stat 10 ani fără să meargă la biserică și prin codul Morse au celebrat cina Domnului doar la nivelul imaginației lor, aș putea înțelege o asemenea abordare. Dar atunci când noi avem posibilitatea să venim la adunare, să fim fizic prezenți în adunare și să nu luăm cina Domnului, este o interpretare dincolo de ceea ce arată cuvântul lui Dumnezeu. În mare, cam astea sunt întrebările care au fost adresate pe tema din această după masă. Mulțumesc pentru deschidere și pentru întrebările puse. Probabil, cu siguranță, dincolo de ceea ce eu am spus, pot să fie adăugate multe alte lucruri, dar mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne fie de folos tot ce am învățat în ziua de astăzi. Amin.